Biserica Ortodoxă îi prăznuiește la data de 8 noiembrie pe Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Cu această ocazie, Biserica din Comuna Vâlcelele, satul Floroaica, și-a sărbătorit ocrotitorii, mai ales că cei doi arhangheli sunt considerați păzitorii oamenilor de la naștere până la moarte. E sărbătoare mare în localitatea Floroaica din Comuna Vâlcelele. Această zi este prilej de mare bucurie duhovnicească pentru credincioșii comunei. Lăcașul Sfânt, care poartă hramul Sfinților Mihail și Gavril, își sărbătorește astăzi ocrotitorii. Cu ce gânduri ați venit astăzi, în zi de mare sărbătoare? Da, așa este. Sărbătoarea satului Floroaica, hramul Bisericii Mihail și Gavril. Am venit cu gânduri bune, am venit cu gânduri să-mi salut cetățenii care au avut grijă ca eu să fiu și președintele Consiliului Județean, să fiu și deputat și să fiu și 4 mandate primar în Comuna Vâlcelele și, de ce să nu spun, și satul Floroaica, care m-a susținut în toate proiectele mele politice. Cred că astăzi cetățenii se bucură ca împreună să vină să cinstească ziua satului Floroaica și cu toate astea cred că reușim să aducem, să spunem, un strop de bucurie ca administrație județeană în satul natal al președintelui Consiliului Județean, Vasile Iliuță. Domnule primar, mare sărbătoare astăzi în Comuna Vâlcelele. Despre ce sărbătoare este vorba? În primul rând, bună ziua, bine ați venit. Este sărbătoarea satului Floroaica și al Comunei Vâlcelele, Sfinții Mihail și Gavril, care este hramul bisericii din satul Floroaica. Așa cum acum 2 săptămâni am sărbătorit Sfântul Dumitriu la Vâlcelele, astăzi este rândul satului Floroaica să sărbătorim Sfântul Mihail și Gavril, hramul acestei biserici. Cât de importantă este această sărbătoare pentru creștinii Comunei Vâlcelele? Deci, uitați-vă că de la mic la mare, dacă observați în biserică, atât copiii cât și fiii ai satului, care sunt plecați din localitate, au venit în zi de sărbătoare la biserică, de hramul bisericii. Ce ați pregătit astăzi pentru cetățenii comunei în zi de sărbătoare? Deci astăzi, după slujba de pomenire care se desfășoară acum în biserică, vom merge la o agapă, așa cum este normal, de Mihail și Gavril, să sărbătorim pe toți Mihail și Gavril din comuna noastră. Mai exact, cu ce îi veți servi pe aceștia? Pentru că știu că și data trecută le-ați oferit niște produse. Avem de la toate felul de produse, numai data trecută au fost produse de post, acum sunt produse care nu mai este de post, începând de la fripturile, de la sarmale tradiționale și un aperitiv. Toate asigurate din bugetul Consiliului Local? Toate asigurate de fermieri. Fermierii din localitate au contribuit fiecare și le mulțumesc pe această cale, cu o parte din sumă de bani și am contribuit la această masă, la această agapă. Ce gânduri bune aveți pentru sărbătoriții? Le spun să fie sănătoși, să fie bucuroși, să aibă încredere că administrația județeană face lucruri bune pentru județ și le urez la mulți ani și fericire tuturor sărbătoriților de astăzi.